Astăzi, 15 ianuarie 2011, în Oradea a avut loc un eveniment special pentru femei. Tema acestui eveniment a fost Descoperă-ți frumusețea și a dorit să le reamintească tuturor participantelor faptul că atunci când Dumnezeu a creat-o pe Eva, El a creat-o să fie desăvârșirea creației sale. El a creat-o de o frumusețe fermecătoare. Printre subiectele dezbătute la această întâlnire au fost cât de important este să cunoaștem că suntem fiice de rege și care este voia lui Dumnezeu pentru viața noastră. 15 ianuarie a reprezentat o zi specială pentru toate femeile care își doresc să trăiască o viață în conformitate cu planul lui Dumnezeu pentru ele. În această zi, la Oradea, a fost organizat evenimentul Descoperă-ți frumusețea, care a avut scopul de a le reaminti tuturor femeilor faptul că sunt fiice de împărat și cât de important este să cunoască acest lucru. You need to understand what it is you're supposed to be doing. Trebuie să înțelegeți ce aveți voi de făcut. God is beautiful. Dumnezeu este frumos. He created beauty. Și El a creat frumusețea. And He reflects that beauty through women. Și El reflectă această frumusețe prin intermediul femeilor. As well as through His creation. După cum o face prin toată creația Lui, de altfel. And so when we talk about looking and desiring to gaze upon the beauty, that's what we need to create in other people that they see the beauty of God in us. Iar când vorbim despre această țintire asupra frumuseții lui Dumnezeu, trebuie să avem în vedere că așa trebuie să ajutăm pe alții, ca uitându-se la noi, cumva să-și ațintească privirea asupra frumuseții Domnului. Întreaga lor viață se schimbă în momentul în care își cunosc identitatea în Hristos și scopul pentru care au fost create. Tema conferinței a fost să ne descoperim frumusețea, să ne descoperim identitatea noastră, să aflăm de fapt cu adevărat cine suntem noi în Hristos. Pentru că numai când vom afla, vom putea să fim folositori și ne vom simți împlinite. Până nu ești tu împlinită și până nu ești vindecată, până nu înțelegi cine ești în Hristos, n-ai cum să poți fi folositoare trupului lui Hristos. Și dacă nu te simți folositoare, n-ai împlinirea pe care oricare dintre noi ca femei o dorim. Sharon Bixler le-a vorbit femeilor care au participat la acest eveniment ce înseamnă adevărata frumusețe. Aceasta nu se încadrează în niște tipare, ci este o armonizare între schimbarea lăuntrică pe care o aduce Dumnezeu în viața noastră și exteriorul nostru. Suntem prințese deoarece Tatăl nostru este împărat, iar natura noastră este în conformitate cu statutul Părintelui. Dacă nu știm cine suntem, mai mult ca sigur nu vom împlini scopul pentru care existăm. Noi suntem aici ca să-L glorificăm și să-L oglindim pe Dumnezeu. Femeile, în mod special, au menirea de a oglindi frumusețea lui Dumnezeu, de a aduce această frumusețe în lume prin înfățișare, prin comportamentul nostru finuț, prin faptul că noi creăm frumusețe oriunde mergem. Dumnezeu creează frumusețe oriunde merge și a pus această abilitate în femei. Femeile trebuie să înțeleagă acest lucru, să nu se rușineze de asta, să nu primească criticile oamenilor care spun că e ceva inutil sau care de-a face cu idolatria. Dar e necesară o lucrare în interior, fiindcă frumusețea trebuie să iasă din interior spre exterior. Exteriorul nostru trebuie să reflecte frumusețea din interior. Trebuie să existe o armonie între cele două. Problema e că noi credem minciunile satanei care ne împiedică să reflectăm acest lucru, care ne face să ne rușinăm sau să ne temem, fiindcă e posibil să se fi profitat de frumusețea noastră, să se fi abuzat sau să fim tratate în mod necorespunzător. Prin urmare, poate s-a profitat de noi și ne este teamă să ne arătăm frumusețea, să exprimăm cine suntem. Făcând acest lucru, ne zdrobim interiorul, devenim lipsite de speranță și depresive. Astfel, ajungem doar să existăm, în loc să înflorim ca niște flori frumoase, cum am fost menite de fapt. Ideea asta de frumusețea cu care o crea Dumnezeu femeia și ca să aducă tot ce e frumos în jurul ei, asta m-a ajutat din nou. Și cred că o să mă văd mai valoroasă și mai frumoasă. Sunt unele lucruri pe care le știam, doar că aveam nevoie să mi se reîntipărească în minte. Uitasem unele chestii și chiar anul ăsta m-am confruntat cu niște probleme de identitate. Uitasem cine sunt în Hristos și din cauza asta
Cred că am avut nevoie să mi se reamintească unele lucruri.